Salutare, prieteni, bine v-am găsit. Astăzi am reușit și noi să tăiem porcul și toamna la ora 10 am făcut un grătar. Da. Ia uitați, picat de porc proaspăt. Ia să vedem, Cătălin. Ia. Mamă, ce arată de bine. Mă, l-a făcut bine. Ia. Să mănânci porcul sănătos. Doamne, să-i întorci banii într-o zi. Să-i întorci banii, Cătăline, porcului, într-o zi. Doamne, ce minunat e. Ești aici, bine. Noi mâncăm cu mamăligă, țigănească. Ia, Dariu, și tu? Da, știi mai cum să mă. Ha, hai tu. Lei tu, lei. Așa e bine, ia. De la ce faci, tata? Mamă, dar cât e de minunat, Cătălin. Mamă, cât e de bun. Lecă-te, dighițu. Și-am făcut și pecia asta. Mă, ce e de dulce, de ce oare? Cum am învățat nașul Leo, mai groasă așa. Ia, mai cu sânge. Ia să vedem. A ieșit? N-a ieșit cu sânge, dar e bună. Da. Mamă, ce e de bun. Ce ne-a pregătit, Cătălin? Cătălin a pregătit și Darius noaptea. Eu i-am dat idee. Tu? Nu, Dana. Ce a zis Dana? Îmi pare rău că nu e și patroana și Leo acum lângă noi. Da. Tomi, dar... Și Olga. Cu toată familia. Mamă, să fim iarăși forță. Ia să încercăm și eu. Ăsta e porc de casă? E porc de casă, dragi prieteni, are un an. La vârsta de un an a atins 200 de kilograme. Ia, Cătălin. L-am luat de la un vecin de aceea din apropiere. Ia să încercăm. Și e cumpărat de Cătălin. Dar cine l-a găsit? Spune la prieteni. Tata, socru mi l-a găsit. Tu ai cumpărat? Foarte bun. Da. Și grăsime, și pece pe el, tot ce vrei. Dar cu stofele cu bani de soare. Da. Am luat. Le, mamă, hai, mamă, ia și tu. Mai tai, mă, de aici. Stai că tăpece, e mai subțire. E mai sunt de asta. Mamă, ce de bun ca asta. Ai știut să-l prepar. Cu tău sănătos, tătă, cu Anca, cu Dariu, cu taică tău, cu rămine taică tău acasă. La anul ori să-mi taie cuțul meu Tomi când o veni. Da. Și de Paște îmi taie Tomi. Dar da. Tomi... Mărcelac foarte bun. El este bucătar adevărat. Și cu nepotul lui, cu Darius. Darius vrea să învață de la bunicul să. Și a muncit Darius astăzi. Da. Azi n-a muncit copilul la porc. N-a putut să vă arăt multe... Filmulețe? Multe în filmulețul meu, că nu se poate să pui porcul pe videoclip. Nu știu că te sânge, n-ai când, voie să... Da. Nu că te spune tu că... Nu e voie. Să postăm clipuri cu sânge. Da, intrați pe canalul meu și o să vedeți câte puțin așa cum am tăiat porcul. E mai în sânge, așa. Da, da, ia. Le, mamă! Hai, serviți-vă! Nu tăi, mamă, ce era de porc. A căzut pe carne. N-a căzut pe carne. N-are nimic? Da, gata, ai făcut-o de oaie, Anca. Ai văzut, stați puțin peste camera? Nu-mi vine să că a căzut și telefonul pe pecie. Atât e pecia de bună, cred. Vrea să mănânce și vrea să mănânce și telespectatorii, cred. Îți place, Darius? Tu ai preparat-o, pecia. Noaptea, uite, e noaptea afară. Vedeți, uite. E 12 noaptea. Am terminat noi cu porcul. Nu? Am lăsat-o cam mult. Trebuia un pic mai repede să iau, dar... Na, fiind noapte... E prea târziu, Cătă. Și foarte frig. Dar eu... N-aveam timp e foarte bună. E gust, gustul proaspăt. Ne-a prins și ploaia, Cătă. Spune, Cătă. Spune, Cătă. Spune ce am pățit noi astăzi. Spune pe canalul tău ce să știe lumea. Ce să mai spun? Dragi prieteni, ne-am trezit la ora 12 să mergem să luăm porc. Ne-am trezit la 12, nu mai spune așa, la 5. La 12, nu mai zi.
Tu te-ai trezit la 5 dimineața. Da, da. Și la 12 după aceea ne-am apucat de porcul lui tata socru. L-am tăiat și după aceea am mers la patul după la omul ăla de unde trebuia să luăm porc. Și acolo n-aveam oameni. Eu și cu cumnată mi-am tras de porc. Era să ne mănânce porcul. Cum te-ai dus tu? Amândoi, dar ce curaj e asta? Amândoi prima dată s-a dus Iucătă și cu Ion să ia porcul. Mai lipsea Darius. Da, a venit și Darius. După aceea a venit și Darius cu Anca. Și îl mânca porcul, a? Să împingă și el după porc. Mamă, când l-am văzut acolo. Dar scosără să apară? Nu, într-un final am luat oameni, am luat o cușcă special pentru porci, l-am băgat frumos în cușcă, în dubă și l-am adus aceea unde l-am sacrificat și uite-ne aici. Eu făcusem un vlog mai mare, cum l-am adus în dubă, cum l-am tăiat. Da, o să facem vloguri acum. Dar mi s-a dat dolarul galben și am șters videoclipul și am pus mai puțin. Probabil celelalte persoane care postează, la noi când se taie porcul, se face pomana porcului, teafi. O să facem și mâine, acum mai seara pentru noi. Acum mai seara, n-am mai avem când. Se face carne prăjită în untură. Carne prăjită în untură și se pune deasupra niște usturoi. Simplu. Și condimente, nu e simplu. Bineînțeles, cu mămăligă. Să mănâncă. Și se face pomana porcului. Orice mănânce. Și partea interesantă la noi la țigan care este, se taie și la spinării de la porc și se trimite la rude, la vecini și se numește la noi, cum se numește? Rafin. Rafin. Și aceasta rafin se taie la cei care n-au tăiat porc. Și, și se trimite când o să după aceea înapoi. Taie și ei porc, o să primim înapoi. Cum ar ia mama, mănâncă. Nu mai pot să mănâncă. Un obicei foarte frumos la noi la țigan. Pune-ne foc. Dar majoritatea respectă, unele persoane nu prea mai respectă. Ba, da, uite. A, nu mai respectă unele persoane. Cine toate nu respectă? Da. Uite, gogonele. Gogoșare, nu-i gogonele. Da. Gogoșar, da, scuze. M-am zăpăcit. Gogoșar de cea mai bună calitate. Adus de mama direct și de tata. Și prea și mie sub. De ăștia am vândut eu. Uma de ăștia, uite, gogoșar mare. De... Hai, lua și mâncați că se răcește. Stai jos că tăiați un scaun și stai și tu jos. De ce nu vrei cu farfurie? Nu mai nu mai v-am dat farfurie, nu mai v-am dat nimic. Hai, Cătă. Ce te vrea tu, Cătă? Trage acolo și noi mai mâncăm, Cătă. Gata, hai și mănânc acolo. Noi mai mâncăm, Cătă. N-ai mâncat, tu ai plecat să faci analiza la porc. Bineînțeles că am făcut și analize la porc, de asta n-aveam tu. Bă, nu l-ai mâncat. Fără a mea. Nu, nu-s pe masă. Hai da cu Kinderul jos. Nu vă firma pe mine că nu sunt moldar, uite, de la porc. Poftă bună, Dariu și Cătă. Toată carnea o luaiesc pe... Foarte mult. Dar eu să-ți place? Și eu, dacă vedeați. Mă bucur. Mănâncă cu pâine. Nu-mi place cu pâine. Stai bun. Foarte bun. Ne pe ce ai făcut. Capul mi-e place. Noi ați ficat un pic, doar un pic în sânge, nici chiar așa exagerat. Da. Ăsta chiar a ieșit. E bun. E cum ai așa la mâncarea. E mai bun la Lucătă porcul. Cătă, de ce porcul tău mai bun? Ăsta e al lui Dariu și al lui Anca. Ai, mă. Anca, mănâncă și tu, te rog. Mâncă-i. Ia și mănâncă, Anca, ia. Și de ce faci? Ia. Bun. Așa. Nu, nu, mănâncă. Da. Foarte bun. Mamă, ce bagă Dariu. Ce să vă mai zic, prieteni, rămâneți cu noi și o să vedeți ce o să mai facem pe parcurs, cum o să pregătim porcul. În principiu, ce credeți că o să facem? Rânza țigărească. O să facem prima și prima dată rânza, adică toate mușchiurile se pun în saramură cu sare și cu usturoi.
Iar se face o rânză mai specială, se numește bândăreț, în care se pune și limbă de porc la interior. Vă arată mâine. Aia se afumă foarte bine pentru a fi gata până pe 25 decembrie, când este Crăciunul, și se taie la felul principal. Bândăreț. Nu beau cola. Hai, vă mulțumim! Ce vreau să mai zic? După aceea facem cârnații, topim untură, nu punem la garniță, punem totul la afumat, jambon, coaste, mâine. Și așa mai departe ce mai este aferent pentru. Vă arătăm mâine, afumat. Nu mai spunem toate detaliile. Să vă abonați la cătă. Dacă vă place și dacă vreți să vedeți și alte clipuri interesante cum facem abonați-vă, dați un like și un share dacă vreți, bineînțeles. La revedere! Abonați-vă! Pa! Și vă pupăm! Cât?